După ce au fost foarte aproape de a scoate un rezultat pozitiv în primul meci disputat la Dej, șimleoanii vor face tot posibilul să egaleze la general mâine în meciul 2 din cadrul fazei a doua a play-off-ului contra celor de la Unirea Dej. Phoenix Șimleu a pierdut în primul meci cu scorul de 1-3 după ce a condus cu 1-0 la seturi. Abraham spune că jucătorii se simt foarte bine și nu contează cu ce scor vor învinge mâine. Băieții sunt 100% concentrați pentru meciul 2 și sper să ne impunem. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a egala situația la 1. Nu contează cu ce scor vom câștiga, important e să ne impunem, a declarat Mircea Abraham pentru Regio TV Transilvania. Dacă vor obține victoria, șimleoanii vor egala la 1, iar meciul decisiv dintre cele două formații se va disputa în 5 aprilie la Dej. Partida de mâine de la Șimleu va începe la ora 18 în sala Silvania și va fi oficiată de un cuplu de arbitri format din Cristian Șanta și Nicolae Cristea, ambii din Cluj-Napoca.